l-a prezentat la ședința ordinară a lunii ianuarie. Conform legii, îndeplinim toate condițiile pentru a desfășura dezbaterile ședinței de astăzi. Fiind început de an, vă doresc un an, în primul rând, cu sănătate, cu realizări, cu colaborări și salutări de bine și celor dragi de acasă, pe care îi cunoașteți dumneavoastră. La mulți ani și un an bun. Doamnă secretară, vă rog să intrăm în dezbaterile de astăzi. Vă mulțumesc. Comisie întâi la aprobarea proiectelor de vale ale ședințelor ordinare și extraordinare din luna decembrie 2020. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc mult. Voi da citire ordinei de zi. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Târgoviște Județul Bacău în ședință ordinară, joi 28 iulie 2021, orele 9:30, următorul proiect al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Bejenaru Nicu ca președinte de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2021. 2. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului sau doamnei consilier local în funcția de viceprimar al Comunei Târgărești, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2021 de persoane de acte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit legii 416/2001, privind venitul minim garantat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Târgărești pentru anul școlar 2021-2022. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării consilierilor locali în vederea formării Comisiei de Evaluare și evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Târgărești pentru anul 2020. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu-lunar de carburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea proprie a unui Comuna Târgărești. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și a anexei privind achizițiile directe pentru anul 2021. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor salariale acordate în anul 2021 funcționarilor publici personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Târgărești și structurilor subordonate Consiliului Local. Toate cele 8 proiecte de hotărâre sunt inițiate de primarul Comunei Târgărești. Dacă sunteți de acord cu propunerea ordinei de zi. Vă mulțumesc mult! Un proiect de la primul punct, proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Bejenaru Nicu ca președinte de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2021. Dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc frumos. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului domnului sau doamnei consilier local în funcția de viceprimar al Comunei Târgărești, județul Bacău. Potrivit regulamentului și a legislației în vigoare, am să vă rog întâi să nominalizați 3 persoane care să facă parte din comisia ce urmează a stabili rezultatul alegerilor dumneavoastră în această funcție. Vă rog să faceți propuneri. Eu îl propun pe domnul Bodea. Eu îl propun pe Alin. Da, domnul Bodea. Domnul Bodea, da. Așa, domnul cine? Domnul Ivace. La PNL propunerea va fi în personal domnului Bortu Gabriel. Da, mulțumesc. N-ați înțeles bine
Nu, deci acum e vorba de comisie. Mai da, da. De comisie. Cine este comisie? Ca să numere voturile. Nu contează. Nu are importanță. Dar bineînțeles. Bun. Acum am să vă rog. Ca să faceți propus. Acestea sunt buletinele de vot, în tot momentul. Exprimarea votului la notă. Votul se exprimă prin ștergerea cu linie verticală a candidatului respins. Verticală sau orizontală? Orizontală, da, scuzați. Deci ștergem. Da, da. Deci cel de la în direcția, în dreptul. Nu contează. Tot numele. Deci cum o să fie scris? Eu o să scriu acum propunerile dumneavoastră, iar dumneavoastră vești radia, da? Deci cu o linie. Ați înțeles, da? Și am să vă rog acum ca să faceți propuneri pentru această funcție, ca să pot să și completez. Din partea Partidului Mișcarea Populară îmi propunem pe Levent Gheorghe. Nu mă puțin. Deci. Da, am avut impresia că aveți două premii. Da. Am înțeles. Alte propuneri dacă mai sunt? În partea asta, Partidul Social Democrat nu avem nicio propunere. Am înțeles. În cazul ăsta deja se știe, ca să mai simplificăm, eu zic să trecem mai departe, mai repede, că deja sunt de două zile. Dar totuși, îl propun pe domnul Bordoc. Am înțeles. Așa e. Adică nu poate să fie unul, sau... Corect, da. Nu mai e răbunul de voi. Sigur, da. Nu, 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 absolut. Nu înțeleg, acum eu... Votează inclusiv persoanele care au fost nominalizate, da? Luăm un pic de pauză. Facem o... Da, o să punem un pic la dispoziție. Este acolo. Este la plus. Așa, cât ia. Este pisat acolo? Da, e înăuntru. Am zis că am pus înăuntru un pic.
Acum am să-i rog pe domnul Bode, Alexiu și vă rog să vină aici în față, da? Hai, nu faci asta. Hai, pe față. Deci, pe domnul 5.
Da? O pentru domnul Levente și cinci pentru domnul Botoc. Deci, candidatul la funcția de viceprimar, care a ieșit în urma alegerii, este domnul Jos Levente Bală. Da, vă mulțumim mult pentru votul exprimat. Cei care mi-a exprimat votul liber, m-a considerat. Dacă cineva are un cuvânt de spus, eu dacă nu, le dăm cuvântul domnului viceprimar să ne spună câteva cuvinte. Da, în primul rând, țin să vă mulțumesc celor care mi-ați oferit încredere prin votul acordat în favoarea mea. Totodată, țin să vă asigur că voi folosi toată, ca maxim, toată capacitatea și toată determinarea pentru binele și dezvoltarea comună. Bunul Dumnezeu să ne lumineze și să ne ajute să facem lucrurile bune pentru comună. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim. Domnule viceprimar, vă invit în prezidiu. Începând de astăzi am completat conducerea primăriei și a comunei Părgărești. Vă invit să rămasă aici, lângă noi, în prezidiu. Mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată de către domnii consilieri care reprezintă o parte din alegătorii noștri. Nu am privit deloc politic această majoritate în Consiliul Local. Știți foarte bine că domnul viceprimar vine din zona de dreapta, de la PMP. Noi suntem de stânga PSD-ul, dar nu privim lucrurile politic, ci îi recomand domnului viceprimar de astăzi să fie mai interesat de administrația publică locală și de politică doar în afara programului de lucru din primărie. Cred că prin această alegere astăzi s-a încheiat un ciclu din trecut și m-aș bucura, domnul viceprimar, dacă ați proceda ca și mine să nu întrebați pe nimeni cine vine în primărie, de ce a votat cu cineva, sau să invitați un angajat al primăriei în fiecare zi la interviu, dacă este vizitat de cineva. Sper că începând de astăzi, în Comuna Părgărești, se va instaura liniștea și cu siguranță că minciuna, dezbinarea și ura astăzi o luați sfârșit. Domnul viceprimar, nu-mi permit să vă dau sfaturi, v-am făcut doar câteva recomandări din experiența mea de două mandate de primar și o perioadă la Consiliul Județean, într-adevăr scurtă, dar bogată în experiență. Dacă veți dori să demonstrați oamenilor comunității, indiferent de opțiunea politică, că doriți dezvoltarea comunei, veți ține cont de recomandări. Dacă nu, să nu uitați că oricând sunt pârghii pentru a face corecții în derapajele pe care le vom avea. Corecturile se vor face la vot și s-a văzut la ultimele alegeri și la fiecare tur de scrutin. Vă mulțumesc mult, vă doresc putere de muncă, nu o să fie ușor, dar cu siguranță că vom avea și rezultate dacă vom forma o echipă în, spre binele comunității. Mulțumesc mult, mult succes și la mulți ani! Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2021 de persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit legii 416 pe 2001 privind venitul minim garantat. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a comunității în planul școlar 2021-2022 și
Dacă vă rețea școlară cu unii dintrești între anii școlari cu unii 21 sau unii 22, conform anexei, după cum urmează, școala gimnazială Vasile Gheraru, școală cu personalitate juridică, va avea 19 preșcolari și 124 de elevi. Școala gimnazială Constantin Mușa din Nicorești va avea 16 preșcolari și 67 de elevi. Școala gimnazială din Mărtinaș din Târgărești va avea 15 preșcolari, 31 de elevi și grădinița cu programul normalizat la va avea 13 preșcolari. Dacă sunteți de acord, le propun. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării consilierilor locali în vederea formării comisiei de evaluare și evaluarea performanțelor profesionale, individuale, ale secretarului general al Comunei Târgărești pentru anul 2020. Se desemnează domnii Alexia Lin Romeo și Budeu Cristinel, consilier local în cadrul Consiliului Local Târgărești, să facă parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale a Secretarului General al Comunei, doamna George Moldovandiană. Se aprobă propunerea privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei pentru anul 2020 și acordarea calificativului prevăzut în raportul de evaluare potrivit anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. Evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului Comunei pentru anul 2020 se va realiza de către primarul Comunei Târgărești și persoanele desemnate la articolul 1 până în luna martie 2021. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus de primarul Comunei, abține, împotrivă. Da. La punctul ăsta, consider că domnii sunt prea noi pentru a face lucrări. Da, asta vreau ca să vă întreb. În concluzie, sugerez ca să fie consider cu două sau trei mandate care vă cunosc mai bine decât acești. Asta e motivul. Am înțeles. Da. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea proprii a UAT-ului Comuna Târgărești. Pentru anul 2021 se aprobă consumul mediu lunar de carburanți și autovehiculele și utilajele aflate în dotarea proprii a UAT-ului Comuna Târgărești, astfel. Pentru microbus școlar, 180, pentru Dacia Duster, 130, pentru Dacia Logan, 130, pentru tractorul cu remorcă, 300 și pentru bulescavator, 500. Consumul mediu de carburare prezintă cantitatea maximă ce poate fi consumată pe parcursul efectuat în condiții normale de exploatare. Nu se consideră depășire de consum, depășire la consumul de carburant normal pe utilaj per autovehicul, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de carburant normal, stabilit și aprobat prin articolul 1. Cantitatea rămasă neutilizată la finele lunii se reportează pentru lunile următoare, în funcție de necesitățile instituției. Pentru sezonul de iarnă, consumul de carburant se majorează cu 15%, în funcție de condițiile climaterice, aplicarea normelor de iarnă, se poate face și în afara perioadei menționate, numai pe bază de reperare necesitate al viceprimarului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizat de compartimentul contabilitate. Consumul de carburant se poate majora cu un coeficient de până la 25% în funcție de condițiile de lucru și de urgența lucrărilor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Pentru organizarea și desfășurarea proceselor electorale și a referendumurilor, consumul de carburant se suplimentează cu 25% pentru o perioadă de 2 luni, înaintea datei la care au loc alegerile sau referendumul.
Consumul mediu de ulei pentru utilaj sau autovehicul prevăzut la articolul 1 se vor face în funcție de cerințele tehnice specifice. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și anexul privind achiziții directe. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor salariale acordate în anul 2021 funcționarilor publici personalului contractual din aparatul de specialitate asumare, comisii dărești și structurilor subordonate Consiliului Local. Începând cu 1 ianuarie 2021, salariile de bază aferente funcțiilor publice și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice de interes local, ce fac parte din familia ocupațională administrație, se mențin la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 2020, conform anexelor 1-2, parte integrantă a hotărârii. Drepturile salariale se stabilesc prin dispoziția primarului Comunei Bâlgărești, județul Bacău. Articolul 2. Începând cu 1 ianuarie 2021, salariile de bază ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, ce fac parte din familia ocupațională, sănătate și asistență socială, se mențin la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 2020, excepție făcând asistenții personal, gradația 0, al căror salariul de bază a fost majorat la suma de 2300 de lei conform hotărârii de guvern numărul 4/2021 privind stabilirea salariului minim garantat pe țară garantat în plată. Începând cu luna ianuarie 2021, salariile de bază ale personalului contractual din familia ocupațională cultură se mențin la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 2020. Drepturile salariale ale personalului se stabilesc prin dispoziția primarului Comunei Bâlgărești. Personalul care exercită activitate de CPP, deci control financiar preventiv, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. Începând cu 1 ianuarie 2021, se menține în plată indemnizația de hrană la nivelul lunii decembrie 2020, care este de altfel la nivelul de lunii decembrie 2019, respectiv 347 de lei pentru timpul efectiv lucrat. Începând cu 1 ianuarie 2021, se menține în plată voucherele de vacanță la nivelul anului 2019, respectiv decembrie 2020, un cuantum de 1450 de lei. Începând cu viandia, se menține în plată sporul pentru condiții vătămătoare acordat în luna decembrie 2020, care este un cuantum de 5% din salariul de bani. Începând cu viandia 2021, se menține în plată sporul pentru condiții vătămătoare în procent de 5% din salariul de bază acordat și asistentului medical comunitar conform lunii decembrie 2020. Indemnizația lunară, care beneficiază primarul și viceprimarul comunii, se mențin în plată la nivelul lunii decembrie 2020. Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locale comune pentru participarea la o ședință în plen și în alte comisii este de 10% din indemnizația lunară a primarului potrivit prevederilor articolului 212 alin 2 și 3 din codul administrativ. Se stabilește numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2021 pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul familiilor ocupaționale, administrație, cultură și asistență socială, sănătate și asistență socială, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre propus. Mulțumesc! Diverse, am să vă rog să mă înscrieți la sută. Cu proiectele care sunt făcute, două proiecte pentru canalizare. Ce se întâmplă? Mai facem un proiect sau se finalizează? Ce soluții are domnul primar? Ce soluții sunt în partea asta? La doamne, domnul primar. Eu ce soluții să mai am? Eu sunt consilier. Da. Cum am informat și data trecută,
exista deja un proiect de apă canalizare care se putea foarte bine actualiza. Nu s-a dorit acest lucru. S-a făcut un alt proiect. Din punctul meu de vedere, cred că a fost făcut repede pe dinainte și cu un scop anume, mai puțin cu să beneficieze cetățenii Comunei Pârgărești de apă și canalizare. Și am să vă răspund exact la toate întrebările, pentru că sunt foarte bine documentate. Este un proiect cu o valoare destul de mare pentru înființarea sistemului de apă și canalizare. Nu contest cât de bun sau cât de rău este proiectul făcut. Cum v-am spus și data trecută, i-am avut dubii în ceea ce privește dublarea unui obiect de inventar a proiectului vechi. Deși am cerut acum specialiștilor să identifice dacă ridicările topo au fost folosite din proiectul vechi sau au ridicat dânsii. Eu am avut o suspiciune gravă cu care s-a făcut și la sfârșit de mandat. Nu mai intru în alte explicații, pentru că le știți foarte bine de ce a fost făcut proiectul ăsta repede, pe dinainte, încheiat în 28 august și finalizat în noiembrie. Noi am preluat și vom încerca să folosim ceea ce este bun. Nu știu ce este bun și ce este rău. Dar vreau să vă spun că la acest moment nu există nicio axă de finanțare pentru acest proiect de apă canalizare. Așa cum de altfel nici pe CNI nu mai sunt finanțări în acest moment, pentru că știm foarte bine că nu există bugetul la nivel național, nu există buget la nivel județean și urmează bugetul nostru. Să dea Domnul să existe și să găsească domnul ministru Cățu și guvernul actual soluții de finanțare a acestor proiecte, dar de apă canalizare la acest moment nu există. Când o să apară, vom încerca să luăm legătura cu proiectantul și să depunem. Am cerut un punct de vedere verbal și a celor de la Curtea de Conturi să vedem, pentru că se dublează cele două proiecte, să vedem ce este de făcut pentru a rezolva acest proiect pentru un filmuleț de câteva minute. Iar în funcție de răspunsul dumnealor, vom acționa întocmai și la timp. Asta cu apă canalizare. Iar cu celelalte proiecte, dacă vreți să pot scoate o listă sumară și cu date despre cum s-au comandat aceste proiecte. Dar nu cred că este momentul să discutăm despre asta, cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe a găsi sprijin la guvern, sprijin la județ, pentru a reuși să găsim sursa de finanțare pentru aceste proiecte. În acest mandat nu voi discuta așa cum s-au discutat în ultimii 4 ani, pentru că martor este exclusiv TV-ul, nu exista ședință din care să nu fie vina lui Marius, vina fostului primar. Eu nu voi face acest lucru, ci voi privi înainte și împreună cu majoritatea formată astăzi, destul de vizibilă pentru toată lumea, vom încerca să demonstrăm că se poate face politică și administrație cu diversi oameni din anumite partide politice. Nu numai noi și restul nu contează. De asta am încercat și trebuie să recunosc că a fost o perioadă lungă prin care
am stabilit o majoritate confortabilă și pe 4 ani de zile. Pentru că am observat că și dumneavoastră, cei din majoritate, doriți ca să putem lucra. Vom lucra și cu PNL-ul și vom ține cont de toate amendamentele pe care dumneavoastră le aduc și le propun în Consiliul Local. Nu voi spune niciodată că propunerile consilierilor de la PNL nu sunt bune sau să aruncă voi ați fost, ați demonstrat și acum e rândul nostru. Și nu voi folosi niciodată sintagma ce ochi suntem la putere. Nu, voi ține cont de toate propunerile dumneavoastră și vă garantez că voi avea un dialog cu liderul de la PNL, cu domnul Dorgoș, cu care mă văd și m-am văzut și zilele trecute, nu ascund faptul, iar că nici dânsul nu are ce să ascund. Dar în ceea ce privește greșeala făcută în cei 4 ani de zile, vom încerca să le corectăm sau să le îmbunătățim pe alea bune. Am mai declarat-o și o spun și acum. Voi fi unul deschis, puteți să veniți oricând să întrebați și voi încerca să reduc cât mai mult posibil discuțiile contradictorii din primărie sau să impun angajaților din primărie, așa cum s-au obișnuit în ultimii 4 ani, să țină cu cineva sau cu altcineva. Funcționarul public trebuie să fie funcționar public și să-și facă treaba. Domnul Cristinel, să vă răspund. Dacă doriți, o să vă pun la dispoziție și devizul general de la proiectul apă canalizare, ca să vedeți și să vă documentați dumneavoastră. Sau cine dorește să se documenteze mai bine despre proiect, poate veni la primărie, punem la dispoziție toată documentația. Întrebarea următoare, la fermă Bogdănești se construiește acolo. Știe cineva pe loc unde se construiește pentru depozitarea gunoiului? La ferma Bogdănești, eu în mandatele trecute am avut proces cu Comuna Bogdănești pentru a... Da, am dobândit efectiv terenul de aferent clădirii și de sub clădirea. Nu știu, acum de la noi nu cred că s-a solicitat autorizație de construcție. Și dacă mi-a spus, vă garantez ceva, că... Până... Ceva solicitată, nu Bogdănești, ăștia... Nu Bogdănești, o firma respectivă. Firma respectivă. Da, firma respectivă dacă care desfășoară activitatea acolo. Venituri, ca să vă zic. Putem să ne interesăm și vă garantez că săptămâna viitoare ne vom deplasa cu domnul viceprimar până acolo să vedem exact dacă acea construcție de care spuneți dumneavoastră este pe raza Comunei Părgărești ori pe raza Comunei Bogdănești. Am spus că primăria avea teren acolo, o parte unde construiește. Primăria nu a avut niciodată teren. E vorba despre rezerva pe care noi o avem, înțelegeți, din livadă. Da. Da? Deci despre aia este vorba despre cei care au titlurile de proprietate în livadă, care au primit... Și o mare parte sunt terenuri private. Da, care, da, iar alea dânsul a demarat o campanie de a achiziționa terenuri. De mulți ani. Înțeles, de mulți ani cumpără teren. Acolo, acum știm, conform legii nu se mai poate vinde teren extravilan. Dar ceea ce a făcut dumnealui acolo, sincer, până ședința viitoare mă voi documenta exact, pentru că nu este mintrut și vă voi da un răspuns pertinent. Domnul viceprimar, să vă rog să notați dumneavoastră problema asta, că e vorba de până la emiterea dispoziției cu ce vă veți ocupa. Prima problemă a dumneavoastră este să rezolvați problema propusă de domnul Budăl. Da, vă stăm la dispoziție cu alte întrebări, cu ce vă putem ajuta. Eu am o întrebare. Da. În legătură cu adăpătorile de animale, acolo în Vârghii, nu au unde să da pe animale, pentru că s-au dărâmat tot. Care o arne cu gălite. Adăpători, vă referiți la pe părău acolo? Da. Nu adăpători. Da. Mulțumim. O să avem în vedere.
pentru că deja am demarat lucrările cu oamenii de la noi pentru a construi un, o punte de trecere din partea asta pentru cei care locuiesc dincolo de Părâu și atunci vom avea în vedere și propunerea dumneavoastră. Este foarte bună și vom încerca să rezolvăm cât mai repede până încep, până începe pășunatul, să putem rezolva problema asta. În legătură cu distribuția de gaze, dar așa să spun ceva? Da, vă spun și cu distribuția de gaze. Cu distribuția de gaze am... Știți foarte bine că în ședința trecută de-abia noi am dat hotărârea de Consiliul Local, pentru că la fel a fost un proiect propus așa repede. Acum există, am făcut ieri și azi am trimis prima cerere către Transgaz pentru a decide dumnealor care este locul unde ne vom putea branșa. Ieri am fost la o ședință pe această temă a alimentării cu gaz, a sistemului de distribuție gaze naturale cu sistemul inteligent. Mai sunt comune care și-au făcut proiecte, dar nu e sistemul inteligent și nu mai finanțează Guvernul României. Da, este un proiect cu o valoare destul de mare, în jur de 10 milioane de euro pentru Comuna Pârgărești. Are o lungime de aproape 23,8 km. Debitul solicitat de către proiectant pentru a deservi populația este de 1237 de metri cub pe oră, estimează consumul în Comuna Pârgărești. Asta având în vedere dacă sunt branșați peste 1531 de gospodării. Într-adevăr, este un pic dificil pentru că nu avem cu cine să ne asociem și știm foarte bine că Uniunea Europeană și Guvernul României ar prefera să financeze o asociere de comune, dar Uituzu are gaz, Târgu Ocna are, iar bucata asta de la Părâu Bodii nu este autorizată. Era mult mai ușor să discut cu proiectantul, cu acest proiectant de la Iași, care a executat proiectul și avea mai multe șanse pentru extindere decât pentru înființare. Dar e foarte dificil să autorizăm acea bucățică de alimentare de la Părâu Bodii. Și atunci va trebui să mergem pe înființarea sistemului de distribuție a gazelor. Noi sperăm ca undeva în luna martie să reușim să depunem la București acest proiect. Termenul final este undeva în aprilie, dar acest program de distribuție a gazelor se desfășoară până pe undeva în 2027. Și dacă depunem acest proiect, aș vrea să vă, adică să nu ne hazardăm și să credem că la anul avem gaze. Noi depunem tot ce ne cere, dar asta este în funcție de finanțările care se vor primi de la București. Dacă intrăm în prima tranșă, avem toate șansele ca în 2-3 ani să înceapă lucrările. Acum eu mă voi deplasa și la Transgaz pentru a avea o discuție, să vedem dacă reușim cumva să luăm un SRM de la Oituz ori de la Târgu Ocna, de unde trece magistralul. Aici deja doar specialiștii pot discuta și nu putem noi propune. Ei dispun de această situație. Într-adevăr, este un proiect cu o valoare destul de mare, 10 milioane de euro. Eu cred că toată lumea își dorește gaz în Pârgărești, având în vedere problemele pe mediu, tăierile ilegale și toate. Vedem că am început să ducem lipsă de materiale în nos.
Și atunci, pentru confortul nostru și pentru asta, fiecare își dorește să aibă gaz. Eu nu cred că în Părgărești ar fi o problemă să se facă investiția și să nu avem branșamente sau abonați. Cred că peste 70% din locuitorii comunei Părgărești își doresc acest proiect. Și bineînțeles că împreună vom da toate hotărârile și noi depunem toate eforturile pentru a rezolva și această problemă. Avem o problemă foarte delicată în restanțele de la colectarea deșeurilor, cei care nu își plătesc gunoiul. Acum, astăzi, având în vedere că s-a ales și viceprimarul, o să dau dispoziție să urmărească mașina. Dar nu asta este problema, ci să urmărească ceea ce aruncă cetățenii în tomberon și să-i atenționeze, pentru că deșeurile se plătesc la tonaj și nu la persoane sau la gospodării. Clar că poate să fie o gospodărie, o singură persoană să arunce 100 de kilograme, deja ne ducem 4-5 familii, ne trage la cântar și ridică prețul. Dar am să rog pe doamna secretară aici de față, așa cum ați găsit soluția să plătiți din banul public gunoiul, așa va trebui să gândim acum o reeșalonare a datoriilor și modalitatea de a recupera acea sumă de la cetățeni. Pentru că legea spune clar, eu te subvenționez, dar tu, ca și autoritate, trebuie să gândești modul de a recupera acea sumă de la cetățenii comunei. Și foarte bine ați aprobat data trecută prețul gunoiului, dar nu vom acoperi niciodată restanțele și nici nu vom reuși să plătim facturile. Acea sumă plătită din bugetul local este un minus al celor care își plătesc în fiecare lună gunoiul și vă va trebui să mai plătească încă o dată sau să facem cumva să recuperăm sumele, pentru că ne va obliga legea, vrem, nu vrem. Și aici doamna secretară știe foarte bine și va trebui să găsească soluția legală pentru a demara de pe acum recuperarea sumelor achitate și neîncasate de la populație. La fel, avem peste 7,5 miliarde de recuperat de la cetățeni. Eu când am plecat în 2016 erau 3 miliarde, nici 3, 2,8 miliarde vă arăt documente. Acum sunt 7,5 miliarde de recuperat. Dar nu asta este problema, pentru că am prins și o perioadă de pandemie în care legea nu ne permite să facem decât înștiințări de plată. Nu putem să impunem nimănui sau să-l constrângem într-un fel sau altul să-și plătească datorile. Dar sperăm să treacă și această pandemie cu bine, să fim sănătoși și ușor, ușor să începem să conștientizăm populația că mare parte din finanțări se vor face și din gradul de colectare a taxelor și impozitelor ce sunt de plată în comuna Părgărești. Eu m-am bucurat săptămâna asta când a venit un agent economic și ne-a lăsat 40.000 de lei în contul primăriei, achitându-și toate datoriile și este la zero din acel moment. Știu, nu este o sumă mică, e greu să lași aproape 8.000 de euro, dar astea sunt situațiile. Când ai multe proprietăți, ai multe impozite de plătit. Dacă aveți alte întrebări, nelămuriri, vă stau la dispoziție. Am uitat să vă spun că în luna ianuarie am reușit împreună, deși avem doar o singură persoană pe caserie, am reușit să colectăm de la populație în jur de 2 miliarde de lei vechi, 200.000 de roni. Vă spun că este o muncă titanică,
o apreciez pe Mihaela pentru munca pe care o depune singură, neavând nici contabilă și doamnă secretară, este cu dreptul de semnătură. Îi mulțumesc și doamnei Elena pentru că își face timp după programul pe care desfășoară la altă unitate teritorială, să vină și să facă cel puțin minimul și urgențele care sunt în primăria Părgărești. Cât de curând vom organiza și vom demara organizarea unui concurs pentru a ocupa și acest post. Mulțumesc mult! Dacă nu aveți întrebări... Vă rog să spun că tot v-ați referit la cei 4 ani de activitatea noastră, mi-așa domnul vice, plus consilierii locali vechi care sunt aici. Nu cred că în fiecare ședință am discutat despre dumneavoastră. Înseamnă că noi n-am făcut nimic în cei 4 ani de activitate. Am făcut suficient și nu v-am criticat și nu am zis de dumneavoastră. Atât. Dacă n-ar fi fost problema cu apa, cred că nici nu aminteam de dumneavoastră. Doamna Victorița, haideți să lămurim cu apa. Dar vreau și eu să lămuresc, lăsați-mă. Apa a fost datoria primăriei sau datoria cetățenilor? Exact aceeași situație și la salubritate acum. Cum ați zis dumneavoastră atunci. 4 ani se dubleze, iar 4 miliarde și din 8, pentru că lumea nu plătește, nu e problema primăriei. Datoria la apă a fost a cetățenilor, datoria la salubritate este a cetățenilor. Dacă vorbiți pe rând, domnul vice, dumneavoastră sunteți acum. Dacă vorbiți pe rând, dacă vorbiți o dată, nu poți. În acest mandat trebuie să recuperați, cum am recuperat și noi la apă, da? Iar în legătură cu proiectul acesta, proiectul de apă și canal, am mai discutat problema asta. Dacă proiectul acela care era în acel fișier și știți dumneavoastră era bun, noi depuneam pe PNRL, erau surse de finanțare. Era pe AFIT, era pe PNRL 2, pentru că perioada PNRL 1 ați fost dumneavoastră. Iar dacă proiectul acesta ar fi fost bun, actualizat, putea să depune și dumneavoastră. Să nu credeți că aș fi făcut o altă cheltuială pentru bugetul local dacă era bun acel proiect. Eu vă urez succes! Nu vă mai contrazic, nu vă mai spun nimic, vor vedea ce proiecte de, cu ce proiecte de hotărâre veți veni, ce investiții veți veni, vom aproba după ce vom analiza și vă urez succes să le puneți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă puteți folosi de acel proiect, nimeni nu vă interzice. Vrem să vedem că vă puteți folosi de acel proiect. Dacă proiectul ăsta... Și n-am făcut pe ultima sută, pentru că noi am analizat pe parcursul a 4 ani. Funcționarii sunt aici, consilierii locali vechi sunt aici, ca proiect de hotărâre pentru investiția aceasta este de mai mulți ani, dar am încercat să analizăm, să vedem ce variantă găsim și ce variantă, cea mai bună variantă. Dumneavoastră ziceți că studiile topo sunt aceleași și ne-a folosit. Nu, drumurile sunt aceleași. Pe când a preluat noi, nu era nicio ridicare topă făcută pentru drumul. Știți, pentru a depune proiecte pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale, trebuie să ai toate drumurile și toate mijloacele fixe și tot inventarul domeniului public să fie cadastrat. Așa că da, drumurile sunt la fel, sunt aceleași, nu s-au modificat, dimpotrivă am introdus și alte drumuri în domeniul public, până am cadastrat toate suprafețele de teren, a durat. Nu că l-am făcut pe ultima sută. Vă rog să analizați, să vedeți, cu cea mai mare plăcere, vă aprobăm investițiile, dacă sunt pentru comunitate și în folosul comunității. Și sigur că apă este nevoie, canal este nevoie, gaze e nevoie și sigur că noi nu ne vom opune. Analizați, puteți să nu plătiți proiectul, nu-i plătit, vedeți, dacă nu... Așa este, eu voi analiza. Am analizat în 3 luni de zile, eu v-am ascultat și cu atenție. Nu mi-ați răspuns nici dumneavoastră și nici proiectantul ce n-a fost bun, ca să știu ce am greșit eu, să mă corectez eu la proiectul vechi. Dar proiectul vechi al dumneavoastră, care l-a ținut în fișe din 2009 până în 2016. A trebuit să vă documentați, a stat 4 ani și trebuia să știți acest lucru. Trebuia să știți. N-am găsit un număr de înregistrare unde a făcut dumneavoastră acel proiect. A fost depus. A fost depus pe măsura 322. A fost intervenție și pe la Ministrul Agriculturii și peste tot. Așa. Dar nu asta este problema. Problema este să depunem de azi în continuare. Și am să vă rog să nu mai folosiți cuvântul că mi-aprobați, că nu mi-aprobați mie.
când o să am nevoie să ne aprobați mie, dar să fiți sigură că nu o să vă cer dumneavoastră. O să aprobați primăriei Pârgănești investițiile și oamenilor, nu mie personal sau domnului vice. O să aprobați investițiile Comunei Pârgănești, nu mie. Și să aveți grijă că mai folosiți sintagma asta mie. Păi dumneavoastră sunteți inițiatorul proiectului. Sunt inițiatorul, dar nu. Eu vorbesc în numele comunității, doamnă. Și nu, nu mie. Și noi. Eu dacă am nevoie să-mi aprobați dumneavoastră ceva, nu o să vă cer cu siguranță. Niciodată. Așa că, ca să dacă dumneavoastră ziceți că proiectul dumneavoastră este bun, aveți decât să depuneți proiectul dumneavoastră. Eu nu am spus, eu am întrebat ce nu a fost bun în ăla și bun în ăsta. Vom continua, bineînțeles, cu proiectul ăsta, că este actualizat și voi continua. Este expirat. Ce e de înțeles? Ce e așa de greu? Dacă e din 2009 până 2016, dumneavoastră, n-ați reușit să depuneți. Credeți că din 2016 până în 2020 eu puteam să depun acel proiect expirat? Ce a expirat? Avizele, în afară de avize. Avize, stați, tuburile, ce au expirat? Legislația, să modificăm legislația, n-au decât domnii consilieri. Mai înainte a spus că drumurile au rămas aceleași. Păi ce au expirat? Drumurile, tuburile, ce au expirat? Avizele care trebuiau de noi. Avizele, legislația, să modificăm. Alea expiră și dacă începi o casă acasă. Dacă nu ți-ai făcut casa în timp, expiră avizele. Asta este situația. Dar nu cred, este credibil să discutăm despre o chestie pe care o aveți personală vis-a-vis de persoana mea, e ok, nu înțeleg, dar în rest nu are. Eu nu mă interesez de dumneavoastră, pe cât vă interesați dumneavoastră de mine. Da, așa că... Ar fi ultimul moment să fie vremea să mă gândesc, dar am lucruri mult mai importante. Noi n-am făcut nimic a cei patru ani. Eu mă bucur că dezăpezirea s-a făcut conform graficului, s-a intervenit, s-a consumat și antiderapant. Luna viitoare o să vă prezint o situație a lucrului făcut de către firma cu dezăpezire și a cantităților consumate pentru antiderapant. În rest, vă doresc o săptămână bună, multă sănătate și dacă este nevoie să organizăm ședință de îndată, am să vă rog să răspundeți chemării noastre și a comunității. Mult succes tuturor!